Un tânăr bănuit că ar fi furat bani, cartele telefonice și țigări dintr-un magazin din IP a fost prins de polițiști la aproape o săptămână de la comiterea faptei. El este cercetat în prezent pentru comiterea infracțiunii de furt. Un tânăr de 21 de ani din comuna IP, bănuit de comiterea unui furt din magazin, a fost prins de polițiști. Probatoriul administrat în cauză a stabilit că în 20 martie tânărul a sustras dintr-un magazin de pe raza comunei suma de 500 de lei, cartele telefonice și țigări. Verificările efectuate de polițiștii postului de poliție IP au dus miercuri 26 martie la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei. Prejudiciul a fost recuperat și urmează a fi restituit părții vătămate. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru furt și continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a acestuia.